Salutare tuturor și bine ați venit! În clipul de astăzi o să vorbim despre o mașină de găurit și înșurubat cu percuție de la Erbauer. Haideți să începem cu cutia de transport. După cum o vedeți și voi, este din două culori, albastru și negru, construită dintr-un plastic destul de rezistent, moale, un plastic care nu este casant, în cazul în care o să o scăpați pe jos, nu o să pățească mare lucru. Închizătorile sunt o combinație între plastic și metal, niște închizători destul de simple, dacă mă întrebați pe mine, nu mă impresionează deloc, dar sunt aici și își fac treaba. Mânerul foarte ok, cu protecție de silicon, îți oferă un grip mai bun și un confort sporit la transport, plus nu are absolut nicio striație în partea de jos, deci îl poți înclina și nu te lovești la mână. Pe capac avem scris Erbauer, cu litere scoase în relief, tot din plastic, deci nu o să se dezlipească de pe cutie. Și să trecem și la părțile mai importante, să vedem cu ce vine la pachet. După cum puteți observa și voi, cutia de transport este dublată prin interior, deci are un mulaj făcut pentru fiecare piesă din cutie, nu o să se ducă de colo-colo în momentul transportului sau în cazul în care o să o scăpați pe jos, nu o să se deplaseze să se lovească una de cealaltă. În partea de sus, două manuale cu informații tehnice, unul pentru stația de încărcare și celălalt pentru mașina de înșurubat și acumulator. Foarte interesantă și stația și acumulatorii și să vedem ce avem în set. În primul rând, mașina cu un acumulator în corpul ei deja, un acumulator suplimentar și stația de încărcare. O stație de încărcare destul de mare, despre care o să vorbim în minutele următoare. După cum puteți observa, exact ce am spus mai devreme, în interior fiecare are un mulaj făcut, deci plasticul este dublat, este destul de gros și destul de rezistent. Lăsăm cutia deoparte și trecem la specificații tehnice. O să începem cu mașina de înșurubat și găurit. După cum o vedeți și voi, are un design impresionant. Îmi place foarte mult cum arată, îmi place culoarea, este un albastru închis. Nu o să rămână urme pe ea și nu o să se murdărească foarte ușor sau cel puțin nu o să fie vizibil foarte ușor. Să începem din partea de sus. Avem o mandrină de 13 mm complet din metal și cu autoblocare. O mandrină care poate să închidă între 1,5 mm și 13 mm. În partea din față un inel metalic care se rotește. În cazul în care dați o gaură sau strângeți un șurub aproape de perete, ca să nu se zgârie mandrina, intră cercul ăsta, inelul ăsta metalic în acțiune, se lipește inelul metalic și mandrina se poate roti fără a se zgâria. Are un ambreiaj cu 17 puncte de torsiune, un ambreiaj care lucrează foarte ușor, după cum îl auziți și voi. O să-l dăm până pe treapta 1, să-l auziți cum sună și cât de ușor se ține în mână. Deci, așa, are mai multe funcții. Aici avem pe treapta 1, treapta 5, 10, 15 și 17. Pe 17 se ține destul de greu. După reglajul pentru ambreiaj, avem încă un reglaj pentru funcțiile de găurire, înșurubare și găurire cu percuție. Deci prima poziție este pentru găurire simplă, a doua poziție pentru înșurubare, unde este activ și ambreiajul, și a treia poziție, găurire cu percuție. În partea de sus, schimbător de viteze, are două trepte, treapta 1 și treapta 2. Pe treapta 1 are 480 de rotații pe minut, pe treapta 2 1700 de rotații pe minut. Ca și percuții, pe treapta 1 7200 de percuții pe minut, pe treapta 2 25500 de percuții pe minut. Motorul este de generație nouă, este un motor de tip brushless, un motor care reduce energia pierdută prin căldură și câștigă un procent ridicat de energie în acumulator, un motor fără perii, un motor mult mai fiabil decât vechile modele. Dezvoltă un cuplu de 50 de newton, un cuplu, aș zice eu, foarte bun, rezonabil,
care se descurcă pe o plajă destul de largă de aplicații, de la șuruburi mici, șuruburi de rigips, până la șuruburi puțin mai mari, dar asta o să vedem în testele viitoare. Mai jos avem butoane pentru schimbarea sensului de rotație, stânga și dreapta, plus poziție pentru blocarea butonului de acționare pe mijloc. Deci dacă puneți mașina undeva printre mai multe unelte, să nu se apese accidental. Butonul de acționare cu variator, turațiile pornesc de la 0 și se duc până în limitele mai devreme menționate. Pe corpul ei, silicon, foarte mult silicon, un silicon care pornește din partea de jos, urcă pe mâner și se duce până pe carcasa motorului pentru protecție. Foarte generos la capitolul silicon și confort în momentul în care lucrați cu ea. Oferă un grip foarte bun și se simte foarte plăcut în mână. În partea de jos avem un LED cu temporizator, un LED poziționat foarte bine, îmi place foarte mult chestia asta. Are un unghi de iluminare foarte bun, în lumină slabă sau pe timp de noapte te ajută foarte mult. Am zis că este cu temporizator pentru că rămâne aprins aproximativ 20 de secunde în momentul în care ați lăsat degetul de pe butonul de acționare. Coborăm puțin mai jos și vedem o clemă pentru agățat la curea. O clemă care se poate muta de pe stânga pe dreapta în funcție de mâna cu care lucrați. Dacă lucrați cu mâna dreaptă, clema se pune pe stânga. Dacă lucrați cu mâna stângă, clema se pune pe partea dreaptă. Să trecem și la acumulatori. După cum am zis, vine în set cu 2 acumulatori. Vine în set cu 2 acumulatori de 4 amperi fiecare, deci avem o cantitate de energie foarte mare pusă la dispoziție, avem 8 amperi pentru a ne face lucrările. O cantitate foarte mare de energie, acumulatorii fac parte din grupul EXT 18V, dacă aveți unelte de la Airbauer sau dacă vreți să cumpărați alte unelte, acumulatorii ăștia se potrivesc la toată gama de unelte de 18V. Deci dacă aveți un set cum este acesta cu 2 acumulatori, puteți achiziționa o altă unealtă care nu are acumulator în set și deja puteți folosi acumulatorul pe care îl aveți deja. Să ne uităm puțin la acumulator. În partea din față avem tester pentru nivelul de energie din acumulator. Tester inteligent, l-ați apăsat odată și rămâne aprins aproximativ 5 secunde, timp în care puteți verifica nivelul de energie care a rămas în acumulator. Acumulatorii au sistem de răcire integrat, deci ei se mențin undeva la plaja de lucru corectă. Este destul de greu să-i supra-solicitați ca să depășească și să intre protecția termică pe bormașină. Avem guri de aerisire în partea de jos și în partea de sus, guri de ventilație care mențin acumulatorii din interior la o temperatură constantă. Să trecem și la stația de încărcare. Avem o stație destul de mare, o stație rapidă, care m-a impresionat din mai multe puncte de vedere, să spun așa. Este o stație de încărcare care poate încărca până la 21V cu 6 ampere pe oră, deci o încărcare extrem de rapidă. Are protecție la suprasarcină, încarcă acumulatorul doar după ce ajunge la temperatura optimă de încărcare, are start-stop, pornește și se oprește automat după ce termină de încărcat acumulatorii. Are în interior un ventilator pentru răcire care face puțin zgomot. Nu vă recomand să-l puneți în camera unde dormiți. Bine, nu o să dureze mult încărcarea. Pe cartonul în care era învelită cutia de transport scria că acumulatorii se încarcă în 50 de minute. Eu i-am pus la încărcat pe amândoi acumulatorii, unul dintre ei a fost descărcat de tot și s-a încărcat în 40 de minute. Și cumva este și logic, dacă calculezi, încarcă cu 1 amper la 10 minute. Deci practic un acumulator de 4 amperi, ca și în gazul de față, se încarcă în 40 de minute, nu în 50 de minute. Eu mă gândesc că au dat un timp mai lung, cu 10 minute în plus, în cazul în care acumulatorul este prea cald și nu-l poate încărca, în 10 minute reușește să-l aducă la temperatura optimă de încărcare. Pe partea din spate are două găuri pentru fixare pe perete și un lucru foarte bun, aveți deja distanța notată aici, deci la 14 cm, mai exact 139,7 mm, se pot da două șuruburi în perete și se poate agăța fără probleme. Lucruri care îmi plac și lucruri care nu îmi plac la acest set. O să încep cu părțile bune, părțile care îmi plac pentru că celelalte sunt destul de puține. În primul rând îmi place că vine în set cu o mandrină complet din metal, o mandrină rapidă, o mandrină de 13 mm și îmi place că are inelul ăsta aici rotativ. Îmi place poziționarea LED-ului, are un unghi foarte bun și pe timp de noapte sau în lumină slabă luminează foarte, foarte bine. Îmi place cuplu, are un cuplu de 50 de N, după cum am mai spus,
care îți oferă destulă putere și poți să lucrezi cam aproape orice cu un asemenea cuplu. Te duce de la șuruburi mici cu siguranță până la șuruburi 240x10 mm. Eu zic că face față după testele pe care le-am făcut cu alte tipuri de bor mașini. Ar trebui să facă față, dar o să vedem în clipurile viitoare. Îmi place, nici nu mai am ce să zic, îmi place că vine în set cu 2 acumulatori de 4 amperi. Ai 8 amperi la dispoziție să lucrezi. Eu am trecut o zi de lucru cu 4 amperi, cu 8 amperi deja devine o plăcere să lucrezi. Îmi place și greutatea ei. Fără acumulator cântărește 1,1 kg. Este o greutate destul de ok. În schimb, acumulatorii cântăresc destul de mult, au 700 de grame, deci în total ar fi 1 kg și 800, 1800 de grame. Este destul de mult, dar nu exagerat. Am văzut și alte unelte care treceau de 2,5 kg, de 2 kg. Ăsta este foarte ok ca și raport greutate-putere. Stația de încărcare nu mai are rău să vă zic. Îmi place la nebunie, îmi place că este mare și că încarcă foarte repede. Un lucru foarte important și esențial, aș putea zice, să se încarce un acumulator de 4 amperi în 40 de minute. Jos pălăria și respect pentru chestia asta. Ce nu-mi place? În primul rând, nu mă impresionează foarte tare cutia de transport. Nu neapărat plasticul din care este făcută, pentru că este peste multe modele pe care le-am văzut. Nu-mi plac închizătorile, nu-mi place combinația asta dintre plastic și metal și nu-mi place pentru că nu-mi inspiră foarte multă încredere. Dar ca și transport este ok totuși. Ce nu mai îmi place? Siliconul de pe ea este destul de tare. Are mult silicon, dar este destul de tare și nu mă încântă foarte tare siliconul în care este îmbrăcat corpul mașinii, dar este ok. Nu este cel mai prost, nu este nici cel mai bun, dar este ok. Deci nu e siliconul ăla care să ți se lipească cumva de mână, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic, dar este ok. Probabil că este nou și din cauza asta, cu siguranță după o mai lungă utilizare o să se înmoaie. Sunt câteva chestii destul de mărunte peste care pot să trec cu vederea în achiziționarea unei astfel de mașini, dar trebuie să vi le spun, eu vă spun părerea mea, voi decideți ce și cum, oricum aștept și părerea voastră jos în secțiunea de comentarii. Jos în descriere vă las un link către site-ul Brico Depot, puteți merge acolo să vedeți prețul și multe alte specificații tehnice. Tot jos în descriere găsiți link-uri către paginile de socializare Instagram și Facebook Technic Tools, plus grupul pasionaților de unelte. Vă puteți înscrie și în grupul pasionaților de unelte, puteți posta acolo uneltele pe care le folosiți, proiectele pe care le faceți și orice informații căutați puteți găsi în grupul pasionaților de unelte. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la acest canal. Până data viitoare, vă salut!